Românii de la oraș cheltuie dublu față de cei de la țară, iar majoritatea banilor se duc pe produse alimentare, arată un studiu al Institutului Național de Statistică. Și veniturile celor din mediul urban sunt mai mari față de cele ale oamenilor care trăiesc în mediul rural. Cheltuielile din mediul rural sunt mai reduse și pentru că oamenii își produc multe alimente singuri. Avem prin grădină, mai avem solare, mai avem ăștia și cam 200-300 de mii pe lună. Adică 200-300 de lei pe lună? Da, păi și normal. Că... Cât cheltuiți în medie pe lună? Cam 15-20 de milioane. Familia. Suntem o familie de 8 persoane, cu copii, cu tot, cam atâta cheltuim. Cum mai avem acasă animale, porci, găini. La oraș însă situația e complet diferită. Locuitorii de aici susțin că trebuie să plătească pentru fiecare aliment, iar taxele sunt mai ridicate. 3.000 de lei. Utilități pe mâncare. Pe... Diferențele de cheltuieli sunt observate chiar și de cei care pe perioada verii locuiesc la țară. Specialiștii au o explicație pentru acest fenomen. Diferența e... E mare, cheltuiel mai mare la oraș decât aici. Pentru că mediul rural poate să asigure o supraviețuire, să zicem, naturală, dacă pot să spun așa. Adică sunt persoane care pot din să-și asigure supraviețuirea și prin... agricultura de subsistență. Alte date ale Institutului Național de Statistică arată că peste 60% din veniturile românilor se duc pentru consum și peste 30% pe plata impozitelor.